astăzi l-am pus pe Andrei 2010 în fața detectorului de minciuni. A fost un super episod în care am aflat destul de multe despre Andrei, dar a fost un super vlog înainte de toate. Practic nu uitați să dați un mare like, un subscribe, un clopoțel, un follow pe Instagram neapărat și nu vă țin foarte mult. Mărciule pe aisalam.ro, ediția cu Andrei 2010, ediție limitată, nu uitați. Hai să trecem direct la vlog, a fost o mare nebunie. Ok, oameni buni, acum l-avem acolo pe Andrei 2010 pe scaun. Salut, salutare. Hai să vedem ce întrebări am pregătit pentru el. Dar înainte de toate, Andrei, vreau să-mi spui câte like-uri să facem la clipul ăsta. What? Ok, cred că se poate să facem suma asta. Deci, practic, Andrei este la detector acum, băgat, este primul și este foarte hype. Ia uitați-l, ia uite-l, bine, rău de tot. Aici este detectorul periculos și, practic, ia spune-mi, Andrei, ai emoții sau nu? Vreau să știu dacă n-are emoții. Deci omul meu nu are emoții, practic el nu are niciun fel de emoții, Andrei nu are emoții, dar Andrei, din nou, vreau să te întreb ce ar trebui să facă lumea înainte de toate. Like-ul acolo, să facem 10.000 de like-uri la vlogul ăsta. Și aici practic am întrebările, dar nu te grăbi, Andrei, pentru că momentan nu o să spun întrebările, hai să spun de ce. Aici este detectorul pe care o să ți-l iau momentan, pentru că avem ceva mai special înainte de toate. Ce e, poate te întrebi? Ei bine, rămâi puțin acolo. Ok, deci am o cutie aici pentru Andrei și e foarte grea. Andrei, poftim! Probabil ne întrebi ce e asta, nu? Gen, probabil ne întrebi ce e cutia asta, gen. Ok, crede-mă, e normal să te întreb ce e. Dar, înainte de toate, vreau să ne arăți ce tricou ai acolo pe tine. Ia, hai să vedem. Opa, bine, rău de tot. Mărciul cu Andrei 2010. Uite, ăsta ești tu, frate, efectiv. Deci, ăsta ești tu, gen, ăsta ești tu. Ce se află în cutia aia? Bă, hai să vedem ce se află în cutia asta. O să-ți o dau ție. Stai să-ți o desfac. Ok, Andrei, poți să desfaci cutia în 3, 2, 1. Hai, desfă-o. Desfă-o să vedem ce e acolo. Hai să vedem. Opa, ce? Bă, ce e acolo? Ce faci? Bă, Andrei, stai puțin, arată și la lume ce e acolo. Stai puțin, bă. What? Bă, stai puțin, stai. Bă, Andrei, stai. Știu că vrei tot ce e, dar stai puțin. Stai să le desfacem pe rând, bă. Omul meu, nu ne mai dă drumul, uite-te și tu. Mărciu, ai silent, dar e foarte mult mărci aici. Stai, mă, puțin, dă drumul. Andrei, dă drumul la mărci, gen. Andrei, trebuie să dai drumul la mărci. Fii atent, Andrei, ești gata? 3, 2, 1 și... Mamă! Ce e asta, Andrei, efectiv, uite-te și tu. Uite cât mărci ți-am adus, Andrei, efectiv. Omul meu ce-a pus șapca, frate. Da, stă foarte bine, n-am ce să zic, e perfect, chiar e, stă la fix. Dar hai să arătăm totuși la oameni ce ți-am pregătit aici înainte de detector. În primul rând avem o șapcă, asta cred că e a mea, mi-o dai mie genul asta? Nu, bă, frate, bă. Frate, și voiam și o șapcă, gen, că știți că îmi plac șepcile. Ia spuneți cum stă, a? Frumos, cu șapca Andrei 2010, eu zic că îmi stă prea bine. Aici mai avem un hanorac frumos, aici avem ghiozdanul cu care se merge la școală. Andrei s-a îndrăgostit de șapca aia. Toate acestea, oameni buni, din colecția nouă cu Andrei 2010, pe care din nou o puteți comanda de pe aisalam.ro. Este ediție limitată, așa că uitați-vă la Andrei, omul meu s-a îndrăgostit de mărci. Practic, da. Și acum, oameni buni, momentul adevărat al acestui videoclip. Detectorul de minciune, Andrei. Pentru că aici avem detectorul și ești gata de o mare nebunie ce o să urmeze. Practic, am aici un set de întrebări pentru Andrei 2010 pe care o să îi le pun și hai să vedem. Dă, puteți observa aici, Andrei 2010 are emoții, deci... N-are, hai că n-are dacă e. Bă, Andrei, ai emoții sau nu, zici sincer, nu? N-are, hai că n-are dacă e. Prima întrebare, Andrei, o să-i dăm aici pe curent, pentru că, atenție, dacă tu răspunzi corect, practic nu se întâmplă nimic și dacă răspunzi greșit o să te curenteze chestia asta, așa că ai face bine să nu minți, Andrei. Așa că hai să vedem dacă o să minți sau nu. Hai să pui acolo mâna frumos, deci să nu iei de acolo, deci să ții mâna acolo. Start! Iar acum vine prima întrebare. Cu toții știm că am început toată chestia asta de când încă erai haterul meu. Întrebarea mea este, încă ești haterul meu? Nu! Deci, Andrei, ci când ai răspuns corect? Ok, bun, deci aparent nu mai e haterul meu, poate palma. Poate palma, bine, mă, nu mai e haterul meu. Respect atunci. Bun, hai că a mers bine, nu? A mers bine prima întrebare. Hai că
Într-un fel s-a descurcat. A doua întrebare pe care o am este: cu toții știm că iubești pizza, ok? Deci cu toții cunoaștem chestia asta că iubești pizza. Întrebarea mea este: pizza chiar este mâncarea ta preferată? Și s-a dat start la detectorul de minciuni, deci răspunsul este da. Ok, deci răspunsul este full da. Pizza încă este mâncarea ta preferată. Hai să vedem dacă este adevărat sau nu. Hai! Chiar e adevărat? Ok, bun, deci tu încă iubești pizza, frate. Bă, până acum n-am mințit la niciuna, dar au fost doar două întrebări până la urmă. Adică, știi, nu e mare chestie. A treia întrebare, chiar sunt curios la chestia asta. Deci, cu toții știm că ai un canal de YouTube, ok? Deci, ai un canal de YouTube. Îți iubești abonații? Da sau nu? Nu! Cum adică, bă, nu-ți iubești? Am dat start, ești nebun? Bă, ce s-a speriat, deci de unde m-am speriat și eu, gen. Ok, ok, deci omul a zis că nu-și iubește abonații, dar a fost minciună. Ok, bun, ok, dar hai să vedem următoarea întrebare atunci. Toți știm că tu zici mereu că ești mai bun la Minecraft. Acum întrebarea mea este: recunoști că sunt mai bun decât tine la Minecraft? Nu? Ok, hai să vedem. Deci, hai să vedem dacă recunoști că sunt mai bun decât tine la Minecraft sau nu. Eu zic că da. Eu zic că sunt mai bun. Adică clar e dovedit. Ce ai făcut, mă? Te-a curentat? Bă, deci recunoști că sunt mai bun decât tine la Minecraft. Bă, Andrei, mersi, nu trebuia, știam oricum. Adică nu trebuia să-mi confirm tu. Dar aparent omul meu crede că sunt mai bun decât tine la Minecraft. Bine, ok, ba da, păi, așa zis detectorul. Pune mâna acolo, pentru că asta o să fie grea, întrebarea asta. Întrebarea următoare este: ai Bianca chiar este sora ta? Da? Răspuns da? Ok, bun, hai să vedem, răspunsul este da. Hai să vedem, dacă ai Bianca chiar este sora ta? Băi, eu chiar sunt curios la asta, să vedem ce o să zică. Ce ai făcut, bă? Adică nu e sora ta? Bă, Andrei, e sora ta? E stricată? Îți e dor de Andreea 2010? Nu? Nu ți e dor de Andreea 2010? Deloc? Nici măcar un pic? Nu de, deloc. Ok, hai să vedem. Oh my god! De ce ți e dor de Andreea 2010? Cum adică nu? Nu? E stricat? Sunt cel mai bun YouTuber din România? Nu. Ok, hai să vedem. Ce-o aș fi spus tot nu, dar hai să vedem ce crede Andrei. El a zis că nu. Hai să vedem. Mă, Andrei, mulțumesc, dar nu cred că e chiar așa, gen. A, mă, deci tu chiar crezi că sunt cel mai bun YouTuber din România? A, e stricată chestia aia. A, ok, deci... Păi nu, bă, dacă te-a conectat, înseamnă că tu chiar crezi că sunt cel mai bun. Nu, nu. Scrieți-mi în comentarii ce credeți că îmi crede Andrei. M-ai vorbit vreodată prost pe la spatele meu? Nu. Ok, hai să vedem dacă chiar m-ai vorbit sau dacă chiar nu m-ai vorbit. El zice că nu. Hai să vedem acum care e adevărul. Ok. Bă, frate, pe bune.